Guvernul ar putea sesiza Curtea Constituțională în scandalul privind refuzul președintelui de a-i numi în guvern pe Olguța Vasilescu la dezvoltare și Mircea Drăghici la transporturi. Draftul sesizării către Curtea Constituțională a României va fi redactat la Ministerul Justiției, urmând ca decizia în privința depunerii sesizării să fie luată luni de premierul Viorica Dăncilă. Proiectul de sesizare la CCR se va baza pe un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și președintele României după refuzul lui Claus Iohannis, de a revoca pe actualii miniștri ai dezvoltării și transporturilor și de a numi pe cei propuși de PSD. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat astăzi că partidul său nu va iniția niciun demers privind suspendarea din funcția președintelui României. Președintele României a anunțat că o eventuală decizie în privința numirii unor noi miniștri va fi luată după 1 decembrie, după sărbătoarea centenarului. Claus Iohannis a criticat actuala guvernare și a reclamat faptul că PSD este deja la al treilea guvern în nici doi ani și că au existat 70 de politicieni care au fost și sunt miniștri în această perioadă.